Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleșa este singura unitate de învățământ care manageriază un club de dezbateri în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Unul din meciurile de debate a avut loc aseară la ora 19 la sediul Hit Hub. Desfășurăm un meci demonstrativ cu scopul clar de a încerca să recrutăm și să deschidem pasiunea unor alți tineri din liceul nostru pentru acest sport al minții care se numește dezbateri academice. Meciul de dezbateri s-a ținut conform regulilor impuse din cauza pandemiei. Mai precis, elevii au avut distanțare de un metru între ei și au purtat mască. Putem spune că meciul de azi este un experiment, deoarece din urmă cu 9 luni, comunitatea de debate din România a trecut în mediul online. Noi încercăm azi să vedem cum putem funcționa și în aceste condiții de pandemie și cum se poate desfășura acest meci de dezbateri cu respectarea tuturor regulilor de distanțare socială și de protecție împotriva COVID. Prioritate pentru clubul de debate au elevii clasei a noua, dar toți cei interesați sunt așteptați. Tema aleasă pentru dezbatere este una din cele mai întâlnite la momentul actual. Noi ne concentrăm pe elevii de clasa a noua, dar este un club deschis pentru toți elevii care vor să se deschidă și vor să învețe ceva pentru viitorul lor. Ce temă ați ales pentru această dezbatere? Moțiunea de azi va fi una care este de actualitate, să spunem, și de interes pentru noi. O echipă va trebui să susțină învățământul online, iar cealaltă echipă va trebui să susțină învățământul hibrid. Participanții au spus că nu este doar o pasiune, dar li se pare esențial ca în viața de zi cu zi să știi să construiești argumente. Mi se pare un mijloc foarte bun de a te dezvolta tu ca și persoană, mai ales că începem din școală prin a învăța să ne argumentăm răspunsurile, să ne dăm exemple și asta ne va ajuta pe viitor, indiferent dacă vom merge sau nu la universitate, dar ne va ajuta să ne dezvoltăm noi ca persoane. Mi se pare una foarte bună. Eu, sincer, nu știu că se face dezbatere la noi în oraș și mă bucur că acum putem să ducem cuvântul mai departe, să arătăm că, uite, facem și chestia asta în pedagogic. Elevii s-au pregătit din greu și au luat notițe și au construit argumente solide. Se pare că tema a fost pe placul lor, dar destul de dificilă. Îmi place extrem de mult pentru că ne confruntăm cu această pandemie de ceva timp deja și ar fi fost păcat să nu fi vorbit măcar o dată despre asta. Ne-am pregătit foarte mult, au fost niște discuții destul de complexe pentru că chiar că e ceva foarte actual, ceva ce toți discutăm, totuși este complicat pentru că discutăm despre educație și viitor. Toți elevii de liceu ai Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleșa sunt așteptați să se înscrie la clubul de dezbateri, singurul din municipiul Drobeta-Turnu Severin.